On sait pas. On sait pas, primaire, primaire, on sait pas. Dragul meu, du totul la mine. Eu sunt primar. Poți să întreb orice. Bă, cine mă primar aici? Eu sunt primar. N-ați dorit să plecăm? Da, sigur, imediat. Vai de mine! Vai! Haideți, vă rog! Hai și tu! Vă rog, luați un loc! Da, aici, vă rog, vă rog! Sigur! Da, nu... Macaua? Nu, mă definește! Dar uitați ce-am pregătit noi acolo! Să vă informez, edilii și funcționarii municipali sunt preocupați numai de propriul interes. Pe când la noi, ca să zic așa, noi n-avem altă dorință decât de a bine merita prin corectitudine și vigilență atenția conducerii. Domnilor, trebuie să mărturisesc ceva. Gustarea a fost foarte bună și după cum se vede, m-am cam umflat. Dar la voi mereu se mănâncă așa? Da, mai când avem oaspeți de seamă. Așa, măgarule. Asta este, recunosc, îmi place să mănânc bine. Și asta e și rostul vieții. Să-i culești plăcei. Așa este. Da, domnilor. Cum se numea peștele ăsta? Sturion! Sturion, foarte bun! Și unde avem noi gustarea? La spital! Exact, la spitalul nostru, da! Păi și pacienții s-au făcut toți bine, că nu erau nici patru, nu erau... Au mai rămas vreo 10, atât! Da. Restul s-au făcut cu toții bine, așa e la noi, asta e regula! Așa e! Nu o să vă vină să credeți, dar de când am luat eu conducerea spitalului, bolnavii se însănătoșesc pe capete! Nu poți să cred! Ca muștele! Așa. Pacientul nici n-apucă să se interneze, că s-a și făcut bine! Da. Și nu atât cu medicamente, ci cu cinste și o bună organizare! Bravo! Să știți că e meritul tuturor al comunității. Ia uitați ce mai vine din partea aia. Dar ce bătaie de cap îți dau, aș îndrăzi să vă spun obligațiile unui edil? Păi de n-ar fi decât dosarele legate de curățenie, reparații, asfaltări, borduri, ce s-a mai cor cât ai fi de deștept, tot te încurci cu o mată. Dar la noi, slavă Domnului! Lucrurile merg bine. Bineînțeles că alți primari s-ar gândi numai la avantajele lor, dar eu vă rog să mă credeți, și când mă duc la culcare, încă mă mai gândesc, Doamne Dumnezeule Mare din Cer, cum să fac eu ca superiorii mei să-mi vadă râvna și să fie mulțumiți? Cum pot să... Bravo! Să ajungeți la Petersburg, suteți fie... Nu, dați-te-ți invitații mei! Mai ales că eu dau și pe prețe! Bineînțeles, dar bineînțeles, dar ce să mai vorbim? Să zicem că pe masă este un pepene. Așa. Știți cât a costat pepenele? Cât a costat? $700! Pepenele! Supa de zupiera vine direct de la Paris. Când le poruncea să deschidă capacul, iese din ea un abur cum nu s-a mai văzut pe lume. Gata. Eu merg zilnic la câte o petrecere. Avem și cercul nostru de uit. Atenție, ministrul de externe. Ambasadorul Franței. Germania. Anglia. Și...
stă scris excelent. Ivan Alexandrovici le sta. Ia! La moment dat am condus chiar și departament. Directorul pleca. Unde pleca? Nu se știe unde pleca. Avem. Și bineînțeles că au început discuțiile. Domnilor, ce e de făcut? Cine să ia locul? Cine să ia locul? Bineînțeles că multor generali ar fi plăcut, unii chiar s-au și oferit. Dar când s-au uitat mai bine și-au dat seama că la început pare așa treabă ușoară, dar după aceea îți dai seama că e lucru dracului. Înțeleg că locuiți permanent aici, nu-i așa? Nu. Eu, orășele sunt de drăguțe, nu e el capitală, dar ce să-i faci, nu-i așa? Nu. Așa e? Da. Și poți trăi fericit și într-un orășel mic, nu-i așa? Nu. Așa e? Da. Pentru că ce-i trebuie omului mai mult decât să fie respectat și iubițit, nu-i așa, așa e? Ce bine, îmi pare că sunteți de acord cu mine. Ce chestie ciudată a pățit. Nu. Mi-a pierdut toți banii pentru... Nu. Da. N-ați putea. Nu. Ați putea. Da. Să vă împrumutați vreo 500 de dolari. Da, e o mare onoare. Vai de mine, vă mulțumesc foarte mult. Să recunosc că nu pot să-mi refuz nicio plăcere atunci când călătoresc. Și pe urmă de ce aș face, nu-i așa? Nu. Așa da. E. Da, 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 nu, nu, da. Dar eu nu vă mai deranjez cu prezența mea. Aveți vreo poruncă? Nu. Nu. Nu, nu. Așa. Nu e revizor! Nu e
Am aflat dintr-o scrisoare. Ce scrisoare, domnule? Scrisoarea lui. Vine la poștă o scrisoare. Normal. Mă uit la destinatar, strada poștă. A rămas trăsnit. Mi-a zis că o fi găsit în regulă la conducere. Și mă reclamă, înțelegi? Da. Și-am deschis-o. Nu știu. M-am prins o forță supranaturală. Wow. Era să o expediez. Și îmi dau seama că nu pot. Nu pot, că mă atrage. Și aud o voce într-una dintre urechi care îmi zice: fii atent, nu deschide, o să-ți rup gâtul. Dar în cealaltă ureche îmi șoptește un demon: deschide-o, deschide-o, deschide-o. Și-o deschid. Și mă trece un fior și mi se face frig. Dar frig de-a binele. Și încep să tremur și văd negru în fața ochii. Dom'le, cum ai îndrăznit să deschizi scrisoarea unei persoane atât de importante? Da, hai, 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 că nu e important. Mă grăbesc să-ți povestesc, frate drept. Deci, ce mi s-a întâmplat? Pedro, un capitan de infanterie, m-a curățat de toți banii într-așa hal că patronul restaurantului avea de gând să mă bage la închisoare. Și deodată, din cauza mutrei și a hainelor mele la modă, tot orașul a crezut că sunt inspector general. Drept care, locuiesc la primar, mă distrez din plin, le curtez pe rupte, pe soția și pe fica lui. Doar că nu m-am decis cu care să încep. Probabil cu mămica, fiindcă pare dispusă la orice. Toți mă împrumută cu câți bani vreau. Sunt ciudați rău, ai murit de râs. Știu că tu mai scrii câte un articolaj la ziar, scrie ceva și despre ei. Încep cu primarul, care e prost bâtă. Nu se poate, nu scrie așa ceva. Prost bâtă. Doamne, că dumneata ai scris asta. Apoi era să scriu eu, domn primar, n-am scris eu. Ia lăsați-vă pe mine. Primarul e prost bâtă. Bine, că acum mai știu pe ce trebuie să treacă mai departe. Bâtă. A găsit. Dirigintele poștei. E și el un om bun și am mai... Și de mine zice destul de rău. Nu, 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 că te-ai apucat să citești și te-ai tot până la cap.